4 traficanți de droguri au fost arestați de procurorii Dicot, acuzați că au jefuit un alt traficant, în timp ce acesta din urmă ridicat în fața stației de autobuz militare, un complot de cocaină, trimis din Olanda. Cei 4 bărbați au fost arestați timp de 24 de ore pentru jaf calificat, iar un magistrat a comandat arestarea preventivă timp de 30 de zile, potrivit unei declarații Dicot citate de Agerpres. Potrivit unor surse judiciare, atât cei 4 bărbați, cât și cei care au primit pachetul sunt, de asemenea, cercetați pentru traficul de droguri. Incidentul a avut loc marți, în jurul orei 3:00, când un bărbat a fost deposedat, pentru violență și amenințare, pentru un pachet trimis din Olanda, pe care l-a ridicat în fața autobuzului militar. Din dovezile administrate, s-a dovedit că inculpații au obținut informații despre expedierea în țara unui pachet care ar conține cocaină, detalii despre modul concret în care ar trebui să fie în posesia destinatarilor, acționând la vârf și, astfel, să crească posibilitățile lor au reușit, conform declarației lui Dicot. În acest caz, cercetătorii au făcut 8 căutări acasă, fiind identificate obiecte specifice pentru consumul de cocaină, care conțin urme de medicamente, precum și diferite cantități de medicamente cu risc. În continuare, ancheta este realizată pentru traficul internațional și intern de droguri. Editor MB.